Tare tură, bine ai venit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Sunt aici cu Ela. Ce faci, Ela? Bine, tocmai eram atentă la tine că aici am plecat, dar noi am plecat de fapt de două ori. Da? Uh-huh. Ce faci acolo? Ce ai în mână? Păi, dar tu ai plastic ăsta jos de pe telefon, sunt sigur că o să regret, chiar te proteja. Și știi că se întâmplă exact când nu te aștepți. Mergem la București. Cum crezi că va fi gala de anul ăsta? Cu siguranță organizatorii au luat în calcul perioada asta de pandemie și va fi un eveniment cu toate restricțiile în vigoare, dar la fel de deosebit precum celelalte, că sunt grozavi. Va fi cel mai tare și ne teleportăm la București. În 1, 2, 3 și... Ok, am reușit să ne teleportăm la gala. Țin să spun că sala este superbă, demențială, m-a transpus într-o lume grozavă, boemă. Pe, hai înăuntru să vedem exact despre ce e vorba. Elena Gondoș este o femeie antreprenor de succes. Continuă ascensiune pe scara profesională, spirit liber și inovator. Atunci când iubești cu adevărat ceea ce faci și o faci cu determinare, cu dragoste și pasiune, imposibil devine posibil. Chiar și în 2021. Aceasta este comunitatea de succes din care și dumneavoastră faceți parte. Și vom îndreți cu asta. Vă mulțumesc! Felicitări încă o dată! Bună seara, bine te-am găsit la Gala Success! Salutări, îți mulțumesc, mă simt foarte bine la voi! Felicitări pentru premiu! Spune-mi, te rog, cum te-ai decis să-ți deschizi o academie de muzică? A început cu visul oricărui tânăr de a-și dori să devină independent și am încercat și sper că am reușit să-l duc la cel mai înalt nivel. Cu siguranță ai reușit, de aceea și premiul pe care îl meriți de plin. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine o femeie de succes? Înseamnă femeia care crede cu multă determinare în visul ei, în pasiunile pe care le are și care folosește munca cu multă seriozitate spre a o duce la un nivel greu de atins, însă nu e imposibil. Unde te pot găsi oamenii dacă vor să vină la academia ta? Eu am școala mea privată de muzică în Iași, așadar toți cei care doresc să își încerce și să își dezvolte talentele sunt așteptați la Academia de Talente Ela Gondoș. Și încă o întrebare, pentru că mie îmi place foarte mult să cânt, dar nu am voce. Este adevărat că oricine poate să cânte dacă exersează? Nu. Deci nu pot să cânt, n-am nicio șansă. Nu că n-ai nicio șansă, ar trebui să te asculti, însă atunci când îți dorești să cânti, cel mai important e să fii un tip asumat și să realizezi dacă ai ritm și auz. În condițiile în care aceste două abilități există, cu siguranță se poate lucra. Dacă una din ele lipsește, nici măcar îngerul păzitor nu te poate ajuta. Am înțeles, mulțumesc foarte mult! Cu mult drag, îți mulțumesc! Și îți doresc foarte mult succes în continuare! Să fie pentru toată lumea! Bună, Laura, și bine te-am găsit la gala I Success. Bună, mă bucur să fiu aici. Felicitări pentru premiu în primul rând. În al doilea rând, arăt superb ca de obicei. Mulțumesc, sunt pe un teritoriu necunoscut mie până acum, pentru că e primul premiu pe care îl iau ca antreprenor. Și mă simt așa ciudat, mi se pare foarte ciudat. Și mă bucur foarte tare că cineva e cu ochii pe brandul ăsta și a urmărit evoluția și a considerat că merită această evoluție un premiu. Ce înseamnă pentru tine o femeie de succes? O femeie de succes este o femeie care reușește să-și ducă la îndeplinire planurile și să-și îndeplinească visurile. O femeie de succes de câte ori se împiedică, de atâtea ori se scutură și merge mai departe. Bună, Rubi, bine te-am găsit la gala I Success! Bine v-am regăsit, tare încântată să fiu aici cu voi din nou!
Știm cu toții că ești o cântăreață foarte cunoscută și talentată. Pe lângă asta, mă uit mereu la story-urile tale și îmi place foarte, foarte, foarte mult cum te îmbraci. Și astăzi ai primit premiul pentru Best Artist Style. M-am îmbrăcat. După cum am spus și pe scenă, stilistul meu de pe la 8 dimineața aleargă după materiale, pe la croitor, peste tot, ca să creeze o ținută special pentru mine, pentru că de cele mai multe ori prefer să-mi fac ceva de la zero, că am niște măsuri dificile, am niște pretenții dificile, ca să zic așa, și îmi place să am majoritatea lucrurilor custom-made. Tot el mi-a făcut și capa asta drăguță și îi datorez mult stilistului meu, pentru că lucrăm foarte, foarte bine împreună. El mă cunoaște pe mine ca pe o carte deschisă și stilistic și uman și asta ne face și foarte bun prieten și foarte, foarte buni colaboratori, nu știu cum să-i spun. Arăți foarte bine din toate punctele de vedere și ținută și păr și make-up și absolut tot. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău acordat și... Mulțumesc pentru premiu, o să mă duc și o să-i la rând, mama mea, o să-i bucure mult de tot. Foarte mult succes în continuare. Mulțumesc, numai bine tuturor. Vă mulțumesc. Bună, Carmen, bine te-am găsit la gala, ai succes. Bine, v-am găsit și eu. Țin să vă mulțumesc foarte tare pentru acest premiu și că v-ați gândit la mine. Provii dintr-o familie de succes. Ce înseamnă pentru tine un om de succes și mai ales ce înseamnă pentru tine o femeie tânără de succes? Succesul vine și pleacă. Din păcate sau din fericire, aici rămâne de fiecare persoană să aleagă. Cel mai important este să lucrezi foarte mult, să nu te dai bătut niciodată, să-ți găsești motivație chiar și în cele mai non-motivaționale lucruri și să privești partea bună a lucrurilor. Eu, prin optimism, reușesc de fiecare dată să mă repun pe picioare și să-mi încep fiecare zi cu energie bună și optimism și să-mi rezolv treburile. Bravo, așa și trebuie. Îți doresc foarte mult succes în continuare și la cât mai multe proiecte din partea. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Wow! Wow! Nu știu lumina dacă e bună. Cred că trebuie să faci de acolo, Franci. M-am găsit. Mai reziști? Stai un pic, stai că stau bine tu. Nu mai zic ori. Băi, jur, trebuie să pui asta în următor cu un plug de ceste. Este ceva, iau și-o cu zână. Ce-i așa, ce să pun? Bă, pleacă de ei! Nu, mi-am dat seama, trebuie să stau un pic mai sus. Hai. Într-un picior. Bună, Francisca, și bine ai venit la gala Ai Succes! Ei, bună seara! Bine te-a regăsit! Și în special mulțumim că ne-ai încântat cu vocea ta minunată! Și eu îți mulțumesc că ne întâlnim și noi cu această ocazie, pentru că noi mereu ne vorbim să ne întâlnim și noi și nu avem niciodată timp, dar măcar ne întâlnim, uite, cu prilejul acestor evenimente Ai Succes, care, slavă cerului, au câteva ediții foarte frumoase și foarte bine organizate și le mulțumim organizatorilor, mai ales că în perioada asta este un pic cam dificil. Mulțumesc foarte mult și enjoy the night! Mulțumesc mult! Felicitări premiaților și seară frumoasă! Mulțumim! Spuneți, fetelor, cum vă simțiți? Ne simțim de succes, da. Pentru că suntem de succes, că an, suntem după an, din ce în ce mai frumoase, da, asta vreau să zic. Bă, da, cele da. Mai bune ce face ăla? Hai, zine la toți, cum a fost la gală? Băi, a fost foarte bine și s-a organizat extraordinar de bine, ca în fiecare an. Foarte multe vedete, printre care și... Iuhu! Îți mulțumesc că ai uitat la un clip de-al meu. Până data viitoare, nu uita să dai like clipului în caz că ți-a plăcut. Distribuie unui prieten în caz că vrei să vadă și el cum a fost la gală. Și până data viitoare, nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja. Pa!